Din nou, în direct, cea mai mare metropolă olandeză, Amsterdam, a anunțat că nu va mai permite construirea de noi clădiri hoteliere ca parte a luptei împotriva turismului de masă, au anunțat autoritățile locale. Mai mulți cetățeni din destinații turistice, care au milioane de vizitatori anual, au protestat pentru a opri turismul în exces din locurile în care locuiesc. Amsterdam, capitala Olandei, una din cele mai vizitate destinații turistice la nivel mondial, a decis că nu se va mai construi niciun hotel nou. Condiția ca un astfel de spațiu de cazare al turiștilor să mai fie înființat este ca un alt hotel să se închidă sau altul să fie în faliment, iar cel nou să asigure o funcționare mai eficientă. Regula nu se aplică hotelurilor noi care deja obținuseră autorizație. Decizia vine după ce traficul de persoane, dar și cel de droguri a crescut semnificativ deodată cu numărul de vizitatori anual. Amsterdamul a mai făcut pași în această direcție și vara trecută, când a încercat interzicerea navelor mari de croazieră, care se afla în topul preferințelor turiștilor. Mai mult în luna mai a anului trecut, prima femeie primară a orașului a reușit să interzică fumatul de marihuana pe străzile din cartierul Roșu. Nici Spania nu se dezice de aceste proteste împotriva turismului în masă. Mii de persoane au protestat zilele trecute în Tenerife. Aceștia o limitarea temporară a sosirii turiștilor, întrucât acest lucru stimulează creșterea de costuri ale locuințelor pentru cei care trăiesc în zonă. Pentru spanioli, aceste tipuri de manifeste nu reprezintă un lucru străin. Ei au început cu astfel de proteste încă din 2010, în special în Barcelona. Odată cu apariția COVID-19, acestea au mai încetat, dar în timp a început să fie supraaglomerată din nou. Astfel, în 2023, Spania a înregistrat un număr de 85,1 milioane de turiști străini.